În cadrul ședinței Consiliului Local Municipal Buzău, un ales local a recomandat administrației locale înființarea unui angro în care produsele să poată fi testate. Putem veni cu acea propunere de înființare a unui angro de legume, fructe și produse agroalimentare. Aici putem să facem acest lucru și cred că societatea Piețe Târg și Oboare poate să ia în calcul acest proiect, unde producătorii autohtoni și din împrejurimile Buzăului să poată să-și desfășoare această activitate de angro și oarecum să putem să facem aceste teste. Cred eu că scopul reîntregirii acestui patrimoniu poate să permită acest proiect, pentru că este în beneficiu cetățenilor din municipiul Buzău. Dă o certitudine celor care, comercianților, că poate să achiziționeze produse oarecum într-o normă normală, adică poate să achiziționeze aceste produse verificate de un laborator. Cred că ar merge un laborator pentru mici acolo, că am înțeles să punem mult bicarbonat și ăsta dăunează grav sănătății. Încercăm, nu fără mișto acum, da. Încercăm să realizăm acolo un spațiu expozițional. Este deci bine vom menține și Drăgaica, care este cel mai vechi târg din România, și îl vom extinde, practic, prin achiziția acestui teren, achiziția. Prin închiriere, cu drept de preemțiune la cumpărare, legăm de celălalt teren de aproape 7.000 de metri, care a fost la Aquafor, da? Practic, vom dubla suprafața care există acum la Drăgaică și acest lucru ne va ajuta să realizăm și am pornit deja la un studiu de fezabilitate pentru a realiza acolo un spațiu expozițional care să ajute din punct de vedere al promovării economiei buzoiene la dezvoltarea economiei buzoiene. Rămânând și evenimentele care se întâmplă acum, inclusiv Talciocul. Deci putem avea un spațiu mai larg, inclusiv să nu mai avem așa mari aglomerații. Iar pe zona asta, bineînțeles că nu se poate construi, cel puțin ăștia 10 ani, sau dacă mai devreme vom avea bani, deci el poate fi folosit și ca și parcare sau cu construcții provizorii pentru dezvoltare. Deci nu vom construi ceva definitiv aici, pentru că nu ai voie, conform legii, și nu este terenul nostru. Poate cu timpul îl și achiziționăm. Dar iar legat de acest centru angro, de ce m-am oprit? Că eu am înțeles că, domnule, toți care au venit și subsemnatul, a zis că, că trebuie acest centru angro. Trebuie făcut acest centru angro pentru toți producătorii din județul Buzău. Ne orientasem la ieșire din Buzău, aici spre Bopasul Merei, atenție, dar acum cu construcția autostrăzii, de care nu știam la momentul ăla că va fi cu viteză, practic acest centru angro trebuie să-l deschidem nu numai pentru buzoieni, trebuie să-l deschidem și spre alți posibili clienți. Edilul municipiului Buzău a mai declarat că se va găsi un teren pe care va urma să fie înființat un spațiu angro, având în vedere numărul mare de comercianți și cererea substanțială din partea clienților pentru fructe și legume.